Bine v-am regăsit la Super Pariuri după două zile super de UEFA Champions League cu ideile noastre care unele au ieșit, altele n-au ieșit, altele la altele, vezi, Mo Salah a mai dat-o în bară. Ne ducem acum spre Europa League pentru că astăzi este o zi cu foarte multe meciuri în Europa League și în Conference League. Noi ne orientăm însă spre Europa League pentru că avem... Aici am ales aici trei partide, zicem noi, interesante și cu potențial pentru ceea ce ne propunem noi aici să facem. Începem cu Sevilla, FC Sevilla, West Ham United, o confruntare între cele două campionate puternice ale Europei în momentul ăsta, cele două campionate care își dispută supremația Premier League acum în frunte, imediat vine Primera, dar... Raportul de forțe a fost invers cumva în trecut. Sunt două echipe cumva din, hai să spunem, din clasa de mijloc. Nu sunt echipele din așa numiți coloși top 3, 4, 5, 6, depinde de campionat. Dar e un meci interesant când spui FC Sevilla în Europa League. Logic că te duci cu gândul la o potențială câștigătoare a trofeului. Povestea dintre FC Sevilla și Europa League este arhicunoscută. Ne uităm la cote, foarte bună cotă pe victoria celor de la FC Sevilla, care e favorită. Evident, cum au ajuns cele două echipe în această fază a competiției, în momentul ăsta chiar nu are foarte mare importanță. În campionat, Sevilla e pe locul 2, vine însă după un rezultat prost. Un rezultat de egalitate 0-0 cu Alaves, care e mai degrabă un rezultat prost. Distanța față de Real Madrid s-a mărit cu această ocazie. În vreme ce, dincolo, în Premier League, West Ham United se luptă pentru un loc de Europa, vine după un eșec, la limită, dar eșec, cu cei de la Liverpool. Sunt două frunge la rând pentru West Ham United, fiindcă ei au pierdut și în Cupa Angliei, dar povestea într-o cupă europeană e cu totul alta. Vedem așadar cotele generale, foarte bune sunt și cotele pe 1X sau X2, excelentă este și cota pe X, excelentă este însă și o altă cotă, o altă idee pe care vă propunem noi aici, la care o să ajungem pornind de la ceea ce o să vedem aici. Numărul de goluri marcate în acest sezon în campionat de cele două echipe. 39 de goluri în 27 de etape are Sevilla, 46 de goluri în 28 de etape are West Ham United. Media e de mai mult de un gol pe meci. În condițiile în care meciul e, eliminatorile astea sunt sub noul regulament cu goluri în deplasare care nu contează, putem să ne gândim că ne vom îndrepta spre un meci cu goluri. Nu mai e genul ăla de partidă în care să stai cu minte, pentru că lasă că dacă sau să încerci să dai un gol și să stai cu minte, golul în deplasare, regula golului în deplasare intensifică într-un fel eforturile, scoaterea regulii golului în deplasare intensifică într-un fel eforturile de a marca ale ambelor echipe pe ideea că e bine să faci acum, să nu mai stai și să mai aștepți meciul retur. Ne ducem spre GG, așadar, și noi ne gândim că un GG pe o cotă cât se poate de bună, pe o cotă de 1.95, e o idee cu potențial. Un alt meci foarte, foarte frumos se anunță, cel dintre Atalanta și Bayer Leverkusen. Sunt două echipe spectaculoase. Despre Atalanta știm, am tot vorbit, i-am văzut și în Champions League. Pe Bayer Leverkusen îi vedem în campionat. E o echipă foarte spectaculoasă la rândul său. Vedem și cotele, iarăși echipa gazdă aici, Atalanta, e favorită și sunt cote foarte bune la victorii, la egal și la cele două semne, 1X sau X2. Cele două echipe vin cumva pe stări de spirit diferite. Atalanta s-a cam îndepărtat de locul de Champions League pe care stă acum Juventus, locul 4, și poate că se concentrează, își propune acum, abordează cu alt ton această competiție în care se află acum Europa League, în vreme ce Leverkusen vine după o remiză cu Bayern München, remiză chiar la München, care trebuie privită clar acum ca un rezultat foarte, foarte bun și un rezultat care să oferă un moral excelent farmaciștilor.
Ok, hai să vedem spre ce ne ducem aici. Vă spun de la început că ne ducem și aici spre goluri, ca și mai devreme. Ultimele meciuri ale celor de la Bayer Leverkusen le vedem aici. Îi luăm pe ei cumva ca referință, îi luăm pe cei de la Leverkusen ca referință, pentru că pe Atalanta unul la mână că o știm și doi la mână că e în ultima perioadă e un pic inconstantă, dar plecând de la meciurile celor de la Bayer Leverkusen, pe care le vedeți aici pe tot graficul ăsta, în care se dau goluri și se dau goluri multe, nu vedem de ce nu s-ar înscrie și Atalanta în jocul ăsta, în fotbalul ăsta ofensiv, mai ales că e genul ăsta de echipă. Putem încerca GG aici. Avem variante, putem încerca GG, dar ok, Atalanta ridică unele semne de întrebare, ce versiune a celor de la Atalanta putem vedea. Mai degrabă ne ducem pe ceva mai sigur, pe 3+, peste 3 goluri în această partidă. E o cotă ceva mai mică, dar nu foarte mică, e o cotă rezonabilă pentru un asemenea pariu. Peste 3 goluri vedem noi așadar în Atalanta, în Leverkusen, pe cotă de 1.67. În sfârșit abordăm și meciul dintre Barcelona și Galatasaray, la care avem și noi, să zicem, un interes, pentru că avem și noi fotbaliști acolo la Galatasaray. Este mare favorită însă FC Barcelona. Poate că dacă meciul ăsta se juca prin noiembrie, nu erau cotele chiar de genul ăsta. Nu era atât de mare favorită FC Barcelona. Ar fi fost și atunci, dar nu atât de mare. Galatasaray merge foarte prost în campionat, spre deosebire de Barcelona, care adună victorii la rând, are victorii la rând și are un joc pe care Xavi aici de față l-a pus pe picioare de când a venit el. Ușor, ușor așa, că începutul n-a fost facil, dar a reușit să pune echipa pe picioare. E pe loc de Champions League în campionat, are și un meci mai puțin disputat. E pe un drum cumva corect din punct de vedere al campionatului, al primerei, spre ceea ce a devenit obiectivul lor, ținând cont de cum s-a început cu o calificarea în grupele Champions League. E, acum obiectivul în Europa este câștigarea Europa League. A avut un pic de șansă Barcelona, dând peste o Galatasaray care e scufundată în mediocritate. În acest moment e pe locul 12, abia în campionat, cu mișcări pe banca tehnică, cu problemele lui Fatih Terim și așa mai departe. Dacă îi vom vedea pe jucătorii noștri, asta nu știm și până la urmă nici nu contează în ceea ce vrem noi să vă propunem. Vă propunem goluri din nou. Iată meciurile Barcelonei din februarie încoace, luna februarie și cea trecut din martie. Doar două meciuri terminate la egalitate, cu Espanyol și meciul turc cu Napoli. În rest, victorii, dar în fiecare meci s-a dat gol, fiecare meci s-a marcat, inclusiv la Elche, și în afară de meciul cu Napoli s-a dat gol în ambele reprize. Ceea ce o să încercăm și noi aici, sunt cotele foarte mici pe victoria Barcelonei. Victorie simplă, victorie cu goluri. Combinațiile pe victoria Barcelonei sunt destul de mici. Ne-am orientat spre o cotă de 1.65 cu goluri marcate de Barcelona în ambele reprize, care să ofere așa cât de cât o cotă satisfăcătoare. Iar din cele trei partide pe care vi le-am propus, am croșetat așa un super bilet, un bilet, parcă nu i-a zice super bilet, se mai pot adăuga, însă pornind de la aceste trei idei ale noastre, se mai pot adăuga meciuri, pentru că oferta este cât se poate de generoasă. Ceea ce v-am propus Sevilla West Ham United, acel GG, 3+, la Atalanta Leverkusen și golul ale Barcelonei și în prima și în a doua repriză, cotele pe care le-am alcătuit noi la fiecare dintre partide, ne duc spre o cotă generală de 5.37.